Bună ziua, sunt cu doamna director executiv Alina Călucelu de la Agenția de Protecție a Mediului și avem o veste bună. A ajuns în Timiș primul autolaborator pentru măsurarea calității aerului, un proiect cu sprijinul Guvernului României. Sunt 4 județe în țară care au primit aceste laboratoare. Cred că vom rezolva într-un final acest subiect. Autolaboratorul este echipat cu ultima generație de analizoare de gaze de compuși organici volatili, de pulberi, și vom putea în perioada următoare, după ce trece etapa în care vom calibra aparatul și vom instrui personajul, să intervenim în situații de urgență, în măsura în care considerăm că există încălcări grave ale normelor. Ce este foarte important este că cu acest laborator avem pentru prima oară în județul Timiș capacitatea de a verifica calitatea aerului, inclusiv în Timișoara, anumite zone în care cetățenii se tot plâng de poluarea aerului. Pentru prima oară vom face acest lucru prin noi și nu vom mai apela la alții, cine știe cât timp.